Sărbătoare mare într-un sat din Valea Jiului de Sfântul Nicolae. Sute de porții de mâncare de post au fost oferite comunității la hramul bisericii. Familiile de seamă din localitatea Jieți, de lângă Petrila, se adună din vreme în această perioadă, fac rost de cele necesare, iar în dimineața de sărbătoare se pun ceaunele la foc. Jieți, 6 decembrie 2023, la hramul Bisericii Sfântul Nicolae, din satul Jieți, Petrila. Satul Jieți este cunoscut în Valea Jiului atât pentru hărnicia localnicilor, dar și pentru obiceiurile păstrate peste vremuri de momârlani, cei care se consideră urmașii dacilor. Munsete trăiesc încă din creșterea oilor. Cele mai vrednice familii se adună și dau pomană. Se pregătește mâncare de post. Varză, acre, fasole și pasatul tradițional care îl avem în zonă. Așa am pomenit. Pomană, hramul, așa l-am dus mai departe. De aici, în oale, pe foc, ce se... Aici varză, în partea aia, acolo avem fasole, totul de post. Și acolo, partea cealaltă, la... caldare, cum îi spune eu, la ceaună mare. Pasatul e din porumb, macinat la moară, cernut. Rămâne doar pasatul și faina se separe și băgat la fiert. Punem la umflat, cum spune noi, zamoie, până de ieri până astăzi. Filimonul Rus spune că duce mai departe obiceiurile moștenite din bătrâni, dar și rețetele după care prepară mâncărurile la ceaun. Păi rețeta... varză, ulei, zarzavatul, paste de tomate. Condimente ce puneți? Cimbru, mărar. Și varză murată sau? Nu neapărat. Varză. Varză poate să fie și murată și dulce. Și amestecate una și... Da. Da. Ceaunele fierb afară la foc de lemne cam 4 ore. Pentru câte porții e aici la păsat? 350. Este nevoie de 4 bărbați zdraveni să ia ceaunele clocotite de pe foc. În tot acest timp, sute de credincioși asistă la slujba din biserică și se roagă în zi de sărbătoare. Localnicii spun că tot așa au prins acest obicei al pomenii oferite după slujbă. De mulți ani eu m-am născut cu aceste tradiții, așa că mergând în urma lor mulți ani, în urmă, de când se face pomana, în satul Jieți, de altfel, se fac 3 pomeni în cursul unui an. Biserica, pomana de la Sfintele Paști, din Duminica Paștilor, pomana de la Înălțarea Domnului și pomana ramului bisericii. Deci, enoriașii din parohie contribuie cu 3 mese, așa zise, mese de pomană pentru săraci, pentru cei care doresc să participe. Am prins în copilărie perioada când tacâmurile în care se servea pomana erau din lemn, blicde din lemn, scobite, linguri de lemn. Astea intrau în zestea parohiei, care ulterior au fost înlocuite cu cele moderne de azi, dar bucatele au rămas cele tradiționale pe care le știm cu toții de zilele de pomană. Tradițiile momârlănești s-au transmis și se mențin de peste veacuri. Ele au fost transmise din generație în generație. Aici, acum la Jieți, participăm la un praznic organizat de către locuitorii, de către momârlanii din Jieți, pe lângă biserica de la Jieți. Este praznicul bisericii, pentru că astăzi este Sfântul Nicolae și biserica este cu hramul Sfântul Nicolae. Momârlanii au pregătit un meniu tradițional. Preoții spun că este foarte important că satul și-a păstrat obiceiurile și că sărbătorile îi adună pe oameni în jurul lăcașurilor sfinte să se roage și să petreacă precum strămoșii lor. Biserica noastră din anul 1889, când a fost zidită această biserică, este zi de bucurie, ca multe alte zile de bucurie din parohia noastră.
pentru că iată comunitatea pe lângă Sfintele Slujbe care le-am sărășit au pregătit această agapă frățească, acest praznic, această zi de bucurie, contribuind fiecare, iată, atât financiar cât și cu efortul propriu, pentru a pregăti pe cele ale marte, adică bucatele care s-au pregătit în această zi de post, așa cum este datina și obiceiul în zona noastră mămârlănească, se pregătesc bucatele de post. Varza, fasolea și păsatul cu zahăr, aceste bucate s-au păstrat din generație în generație, ele sunt moștenite de sute de ani în comunitatea mămârlănească și ele sunt bucatele specifice, sunt bucatele de origine. Biserica Sfântului Nicolae din Jiez a fost ridicată în secolul XIX și închinată unuia dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul ortodox.